Slăvit să fie Domnul! E Domnul! E Domnul nostru mare și atotputernic! Slăvit să fie El! În veci de veci! Dumnezeu nostru, bucuria noastră, puterea noastră și împreună să zicem Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfânt. Deschidem cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 17, citim câteva lucruri pe care Pavel
le învață, îi învață pe cei din Corint cu privire la picina Domnului. O scrisoare pe care Pavel o scrie bisericii din Corint, întâia scrisoare către Corinteni, capitolul 11, versetul 17, vă dau aceste învățături, dar nu vă lau pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte, spune el, o cred, căci trebuie să fie și partii dintre voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu-i cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înainte altuia, așa că unul e flămând, iar altul e beat. Ce, n-aveți case ca să mâncați acolo și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce vă zic, să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot acest, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mult neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea, amin, să reocupăm locurile. Dumneavoastră știți că Sfântul Apostol Pavel înființează o biserică în Corint, Corintul care era locul jocurilor izmice și a templului Afrodite, deci un centru cultural păgân, un centru spiritual puternic, și Pavel înființează acolo o biserică, o biserică la care stă un an și jumătate, după care pleacă 3 ani de zile în Efes. E bine, din Efes, Pavel scrie scrisori acestei biserici funcție de, funcție de știrile pe care le primea din biserica din Corint. Și spuneam că biserica din Corint a fost o biserică extraordinar de greu de păstorit, cu foarte multe probleme. Spuneam tot eu că nimeni n-ar fi vrut să fie păstor în Corint. 100%. Erau oameni, aveau probleme cu ținuta, aveau probleme cu vorbirea, aveau probleme cu trăirea, aveau probleme cu cina Domnului. Era un fel de comunism încă pe vremea aceea în biserică, fiecare își aducea mâncarea de acasă, dar fiecare și-o mânca pe lui, până la urmă era un comunism până la jumătate. Spune cuvântul lui Dumnezeu că aveau probleme cu darurile duhovnicești, aveau probleme cu vorbirea în alte limbi, erau oameni care nu erau încă învățați, și Pavel vine să rânduiască lucrurile acestea. Scrisoarea lui Pavel nu este altceva decât un răspuns la problemele pe care le aveau, și aveau multe. E bine, Pavel nu face compromisuri. Pavel vine și le spune foarte clar că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care este lumină, nu întuneric, nu ceață. Dumnezeu este un Dumnezeu care trebuie cinstit, așa cum se cuvine, dacă nu Pavel le dă varianta, stați acasă. Deci nu mai pierdeți duminicile sau sâmbetele când s-or fi adunate atunci în sabatele lor, nu le pierdeți degeaba. Aproape că e în stare să enumere câteva lucruri. Ce zice? N-aveți de mâncat sau de trăit sau de făcut o grămadă de lucruri acasă? Acasă, folosiți-le. Ce, Pavel? Aici e Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu e diferită de casa noastră, trăirea cu Dumnezeu trebuie să fie complet diferită de ceea ce ne învață lumea să trăim. Și Sfântul Apostol Pavel spune foarte clar, cine vrea să stea în lume, să stea în lume, cine vrea să se pocăiască, să se pocăiască, dar delimitările trebuie să fie clare. Ei bine, iubiților, nu-i gâdilă, nici n-aveau voie să fie gâdilați, pentru că se gâdilau repede. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că Pavel le explică foarte clar ce este cu cina Domnului. Știți cum era în Corincina? Beau vin nefermentat, fermentat, vă rog să-mi iertați. Noi bem vin nefermentat din locul acesta. Ei ce făceau? Adunau câte un pahar de vin din acesta mai mare, îl bereau, nu, bun, se împărtășeau, stând acolo. Mai bereau unul. Și cu cât era Domnul mai mare, cu atâta mai bereau mai multe pahare. Și apoi când se duceau acasă, zilele acestea, am discutat cu niște prieteni de mei, pe un pastor l-au prins... Pastorul l-a prins poliția băută acum într-o zi. Dar să vă explic cum a fost, că nici nu-i de vină.
ei la ei în biserică, în biserica baptistă, de unde era, să bea vinul fermentat, câte un păhărel. Dar asta o lege la noi, că tot ce rămâne trebuie consumat. Bătrânii, ba cu tensiune, ba cu problemă, el săracul rămânea cu câte un canceu de vin în fiecare zi de la cină. Ce beau ai de două degete? Ei plecau spre casă liniștit, el trebuia ca să ducă la bun sfârșit această slujbă grea pastorală. Și ultima dată lor înhățat, cred că l-a spus popa din sat, părerea mea, acum eu tot timpul am tot felul de scenarite din astea, părerea mea că preotul ortodox din sat a fi dat telefon, ăștia l-au așteptat, suflă în fiolă, o suflat, bine a fost. Nu, nici prea multă cină nu-i bună. Deci, ce le spune Sfântul Apostol? Așa era Corintul. În Corint așa s-a întâmplat, se duceau beți de la cină. Dorești și eu să plecați dumneavoastră beți acasă de Duhul lui Dumnezeu, să vă îmbete Duhul lui Dumnezeu și să plecați plin de fericire și să creadă toată lumea, chiar că ați avut probleme cu mustul. Pentru că dacă nu o să uitați, în ziua de Rusalii i-au acuzat exact de lucrul acesta. Sunt plini de must. La care Sfântul Apostol Petru zice, nu s-a deschis încă bufeturile. Când noi am fost botezați cu Duhul Sfânt, zice, astăzi încă la voi mira nu era luată, ca pe vremea lui Ceaușescu. Așa că stați liniștiți. Ce le spune Pavel că le trebuie pentru cină? Că nouă ne este frică ca nu cumva să luăm cina Domnului în chip nevrednic și spune Sfântul Pavel, niște lucruri trebuie să le aveți și pe altele să nu le aveți. Primul lucru care ne trebuie nouă la cina Domnului este dedicare totală. Dedicare totală. Și versetul 1 Corinteni 10 cu 21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, zice Sfântul Apostol Pavel. Adică când sunteți de partea lui Dumnezeu, trebuie să fiți total de partea lui Dumnezeu. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți să fiți și cu Dumnezeu și cu dracul. Nu puteți să fiți 90% lui Dumnezeu și 10% diavolului. Trebuie să vă dedicați total lui Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Asta înseamnă separare totală față de lume. Anania și Safira n-au murit pentru că s-au separat de bani, ci trebuiau separați de minciună. Biblia nu a zis, domnule, risipiți-vă toți banii, dați-i pe toți săracilor. Biblia a zis lui Anania și Safira, nu mințiți! Și prima mormântare a bisericii primare a avut loc din cauza aceasta. Dumnezeu le-a cerut separarea totală față de minciună, nu separarea totală față de bani. Mergem mai departe. Ce ar putea să fie masa dracilor? Că pe mulți i-am auzit, domnule, masa dracilor, zice, e bufetul. Atunci ar însemna că trebuie să contrapunem paharul fizic al cinei de astăzi cu vinul nefermentat contra paharului fermentat al diavolului. Fraților, haideți să înțelegem că aici e o problemă. Pentru că până la urmă, cele mai puține biserici din lumea aceasta dau cina cu vin fermentat, cum o facem noi. Cele mai multe biserici dau cina Domnului cu vin fermentat. Atât biserica ortodoxă, cât și biserica și bisericile baptiste, cât și bisericile pentecostale, foarte multe dintre ele. Nu aici este problema. Înseamnă că, de fapt, paharul acesta trebuie înțeles exact spiritual, cum vrea să spună Sfântul Apostol Pavel. Mai ales că și ei dau cina pe vremea Corintului, tot cu vin fermentat, că nu se îmbătau ei altfel. Este clar. Înseamnă că Pavel vorbește despre paharul dracilor ca fiind cu totul altceva. Ce e acesta? Paharul Domnului îl vedem aici. Oh, ce simplu ar fi ca paharul Domnului să fie doar acesta. Ce simplu ar fi. Toată lumea l-ar bea. Dacă asta ne apropie pe noi de Dumnezeu, ar fi atât de simplu să luăm nu un pahar simplu de aici, ci să luăm o cană mare, mă, fraților. Și să o bem și dintr-o dată să simți că Duhul lui Dumnezeu e peste tine. Oare, ce-ar putea să fie paharul dracilor? Nu-ți trebuie mai mare legătură cu diavolul decât aceea să nu poți ierta pe cineva. L-ai băut până la fund paharul. Neiubirea, ura, lăcomia, răutatea, paharul dracului, depărtați-vă de el, zice Sfânta Scriptură. Bârfa, paharul diavolului, clevetirea, neslujirea, toate aceste lucruri sunt de la diavolul și tot ce este de la diavolul e băgat într-un pahar. Nu-l beți! Beți paharul Domnului. Pentru că ce simplu ar fi ca să punem cele două pahare și să spunem, domnule, eu în viața mea n-am băut alcool. Foarte bine! Extraordinar că n-ai băut vin fermentat în viața ta. Dar minți! Furi, înșeli, ai ochii răi. Ce simplu ar fi să înțelegem paharul diavolului ca fiind doar paharul de vin fermentat. Așa. Dragilor, slava lui nu împarte cu nimeni Dumnezeu, niciodată. Nu o să dea Dumnezeu diavolului ceva și spune, frate,
nu mai bea pe meu. Lasă-l nebăut. Dacă ai hotărât să-l bei pe al lui Belzebut, bea-l pe ăla. Ce frumos ar fi ca Dumnezeu să aibă oameni cum a avut, cum a avut David. Vă mai amintiți când era fugărit de Saul? Și la un moment dat cu oamenii lui spune că au ajuns în pustia Nob. Și acolo s-au întâlnit cu preotul Abimelec și au zis, David, zice, mi-e foame. Ce preotul, n-am să vă dau de mâncare nimic, că nu suntem în post. Singurul lucru pe care vi-l pot da, zice preotul, este pâinea sfințită pe care noi... Știți cum era cu pâinea sfințită? O puneau astăzi și de seară trebuia să pună o altă și atunci aia veche nu o aruncau, că n-aveau voie să o mănânce oamenii. Și zice, uite, ți-o dau pe aia trecută, dar e pâine sfințită, zice. Și știți ce spune David? Dă-mi-o să o mâncăm, că toți oamenii mei sunt curați. Eu nu știu dacă e dorință mai mare a Domnului pentru noi decât să poată să spună înaintea Tatălui, Tată, e sărbătoarea astăzi în Beiuș, pentru că toți oamenii de aici sunt curați să mănânce. Asta e cel mai mare vis al lui Dumnezeu, ca toți oamenii lui, pentru că pe David nu-l interesa de oamenii altora, pe el nu-l interesa de oamenii lui Saul. De el a spus foarte clar, oamenii mei cu care sunt aici, soldații mei, sunt toți curați. E foarte greu, de exemplu, să trăiești cu Dumnezeu. Dacă cei care au citit în Biblie, în Ezra, știți dumneavoastră că a fost odată în Israel un moment de divorț național. Și vom vedea de seară puțin la botez, dacă vă mai ajunge ziua aceasta. S-a uitat Dumnezeu și s-a zis, mă, nu-mi place de voi. Între timp, toți dintre ei se căsătoriseră cu fiice din lume. Aproape toți din Israel, că nu au avut neveste așa împăunate ca alea. Mă, și-o lua de acolo. Și zice Dumnezeu, uite, nu-mi place de voi. Și au întrebat preotul, de ce nu-ți place de noi, Doamne? Pentru că ați călcat legea mea, zice Domnul. Știți ce a spus Ezra? Atunci facă-se după lege. Dumneavoastră credeți că a fost ușor să aduni un popor întreg și să-i trimiți pe bărbați de la neveste? Păi aveau prunci cu ele, mă. Nici o urmă de milă. Așa și-au luat fiecare doi copii, trei copii, cinci copii, cât s-au avut. Și s-au dus. Pentru că despărțirea de păcat doare exact de tare ca apropierea de Dumnezeu. Nu mă credeți? Încercați să renunțați la ceva drag și păcătos în viața dumneavoastră, să vedeți cum vă dați de pământ. Încearcă puțin să te lepezi de fire și să vezi cum țipă. Nu. Depinde ce vreți în viața dumneavoastră. O contesă când s-a dus, s-a întâlnit cu poetul Gellert. A zis, uite, el era un mare profesor. Și a zis, vreau să dau copilul acesta la dumneavoastră, dar zice, domnule, nu-l puneți mult la școală, să știe așa câteva cunoștințe minime. Și zice, nici să nu-l îndoctrinați prea tare religios, să faceți vreun fanatic religios. Dacă poate să împlinească cele 10 porunci, e suficient. La care profesorul Gellert a spus, contese, domn, dumneavoastră n-aveți nevoie de un profesor la pruncul ăsta. Dumneavoastră aveți nevoie de un zugrav. Aici, m-am pocăit. Oprește-te. Noi nu vorbim aici de o schimbare a culorii părului. Noi nu vorbim de chirurgie estetică. Noi vorbim de o viață nouă. Și asta înseamnă o viață nouă pentru că o muri cea vete. Înseamnă un om nou. Dacă vreți reparații, Dumnezeu să nu ne lase să fim o asemenea biserică. Dumnezeu să nu ne lase ca să fim biserica aceea care să cosmeticizeze păcatul. Hai să arate bine. Am întrebat, a venit o soră la noi, prietenia noastră, și am întrebat cu ce se ocupă. Și a zis că
au zis că îi face make-up, sau cum să zice. Ala, cum să face așa? Așa, ok, cred că ați înțeles. Adică să le aranjeze, să arate cumva. Nu-i ușor. Și a zis că, da, zic, ce lucrezi tu așa pentru Hristos? Și ce mi-a spus că lucrează? O zis că se duce de obicei pe la spitalul de oncologie când e liberă și celor care le-au căzut părul și celor care le-au căzut genele și sprâncenele încearcă să le aranjeze puțin, că zice femeia, pastore, și înainte morții vrea să arate bine. Nu există, nu există, am spus că o felicit pentru lucrarea asta, e fantastic. Le poate vorbi și despre Dumnezeu. Dar nu există imagine mai nenorocită decât aceasta. Pentru noi când e vorba de Dumnezeu, diavol, păcat și virtute. Decât ca să venim cu un botez, cu o cină, cu o danie, cu o lumânare, cu un clopot și să credem că ăsta e Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Farduri la oncologie. Trupul tot putred. Și nu putem ascunde cu ruj. Boala nu putem ascunde cu fard. Amin? Primul lucru care ne întreabă, dedicare totală înainte de Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, amin. În dimineața aceasta când iei cina să spui, Doamne, mă predau Ție, diavole, mă dezic de Tine. Amin. Fac pace cu Tine, Doamne, și cu Tine, diavole, fac război. Pentru că eu vreau să fiu copilul lui Dumnezeu. Amin. Apoi ne trebuie relații frățești corecte. Versetul 18, atunci când veniți la adunare, aud că între voi sunt dezbinări. Sau versetul 33, așteptați-vă unii pe alții, că văd că unii mergeți în față, unii mergeți înainte și alții ați rămas în urmă. Fiți între voi frați și prieteni. Nu veniți la cină până nu v-ați împăcat unii cu alții. Du-te și spune la nevastă, îmi pare rău. Spune la prunci, câteodată trebuie să le spui. Spune la părinți, spune la vecin, spune la frate, la soră, dacă te-am năpăstuit cu ceva zilele acestea. Și mai ales aveți foarte multe probleme cu oamenii care se supără ușor, domnule. Aproape că vă trebuie măcar jumate de oră pe zi să vi-l dedicați, numai să vă cere scuze de la oamenii. Sunt oameni cărora care care crapă. Zilnic crapă și trebuie cârpiți. Eu cred că trebuie să înțelegem că versetul acesta probabil că nu l-am gândit cât ar fi trebuit de bine din punct de vedere spiritual. Ascultați, urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ați băgat de seamă, eu nu le-am băgat de seamă la seară. Pace și sfințire. Sfințire, relația mea cu Dumnezeu și pacea este relația mea pe orizontală cu ceilalți. Urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Degeaba zici că e sfânt câtă vreme ești un om cu care nu te ai bine. Degeaba vorbește în alte limbi. Degeaba faci levitație câtă vreme este cineva cu care nu ești în pace. Urmăriți pacea, că asta trebuie urmărită. Pentru că durerea ta trebuie să fie durerea mea, bucuria ta trebuie să fie bucuria mea. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, trăiți în pace unii cu alții, întrucât atârnă de voi. Nu știu dacă v-am povestit, tot din Sărăcuțul Dumnezeu lui Cazanțaches cu Sfântul Francis din Assisi, la un moment dat călugărul Teo se duce, Leo se duce și mănâncă cu un altul într-o seară, în timp ce trebuiau să postească, ispita vine și mănâncă și orez, mănâncă și un iepuri. Doi iepuri, de fapt, ori mânca fripți. La care se duce dimineața, el da, mâncat bine. Și Sfântul Francis, că era după un post de 7 zile,
se duce la Francis și spune: Francis, am păcătuit. Am mâncat, zice, cu nenorocitul ăla, întotdeauna este un nenorocit care ne frige iepuri. Zice, am mâncat cu nenorocitul la niște iepuri și mușele cât de vin. Vai de mine, vai de mine, zice Sfântul Francesc. 3 zile n-am să mai mănânc nimic, nici pâine, nici apă nu beau. Dar eu am păcătuit, zice Leo. Nu! Eu sunt fratele tău, zice, așa că eu am păcătuit cu tine și tu trebuie să postești cu mine. Eu nu mănânc 3 zile și nu beau apă. Niciodată, zice el, nu o să mai păcătuiesc, părinte, când văd că ție ți-am făcut rău. Să nu mai ziți niciodată, niciodată, pentru că niciodată și totdeauna sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Valabil și pentru noi asta. Apropo, paranteză, niciodată și totdeauna nu sunt cuvintele noastre. Sunt ale lui, nu le mai folosiți. Deci observați ce face călugărul acesta. Postește el. Canon, aspru canon trebuie să-mi dau, zice. Pentru că ai păcătuit. Pentru că păcatul tău e și al meu acum. Că noi suntem cum? Frați. Durerea ta e și durerea mea. Puterea ta e și puterea mea. Slăbiciunea mea e și slăbiciunea ta. Pentru că suntem frați. Ăsta e apel. Asta înseamnă relații frățești complete. Nu se poate, eu m-am tot gândit, nu se poate ca omul firesc să nu încerce el să-și pună gândirea, ideile mai presus decât pace. Păi el nu-l interesează dacă e pace, el nu renunță la ale lui. Nu contează dacă din cauza lui o grămadă de oameni se ceartă, dacă bisericile mor, inflexibilitatea distruge mai multe familii decât adulterul. Rigiz. Așa am învățat de la mama. Dumneavoastră credeți că familiile acestea se distrug din cauza că ei se duc, să ele se duc în altă parte? Nu! Cele mai multe se desfac din cauza faptului că nici unul din cei doi, sau numai unul, nu se mișcă. Ca să ai o căsătorie de succes, trebuie să fie doinea, dacă să o distrugă e suficient unul. Unul din doi. Eu zic, eu nu las. Eu așa am învățat de la mama. Trebuia să fi stat cu maică ta. Să nu te fii căsătorit. Trebuia să fii eternul copil al mamei. Să nu mai distrugi o femeie, să mai distrugi niște prunci. Nu, zice, nici vorbă. Inflexibilitatea aceasta. La noi, la ora 6 dimineața, era trezirea. Și dacă nu faceți nimic, dar să stați ceas deșteptător. În relațiile dintre noi, numai în familie, mă, într-o câtă târnă de voi, trăiți în pace unii cu alții. S-ar putea să ai dreptate, frate, soră. S-ar putea să ai dreptate. Hai să nu ne mai certăm. Pentru atâta lucru nu se merită. Mai țineți minte pe filozoful ăla Diogene? Ăla cu butoiul, cicăsă. El a vrut să stea depărtat de lume, s-a băgat în butoi, dar butoiul l-a pus în mijlocul pieței. Tot nu a vrut să fugă prea departe de ei, mai scoate capul din butoi, ce face? Dar el era depărtat, era puznic, stătea în butoi. La un moment dat, l-a lovit unul cu piciorul, când a ieșit din butoi. Avea mulți dușmani, Diogene, și zice unul către el, un învățăcel de-a lui, nu depui plângere, nu, zice. Nu depun plângere, dacă m-ar fi lovit un măgar, depuneam plângere. Păi nu. Tratează-l, domnule, ca pe... Cum să depui plângere? Păi m-am mușcat, zice fratele cu tare, păi dacă te mușca câinele meu. Tratează ca pe un Bernard. Nu pricepeți? Sau poate e mai frumos exemplul lui Socrate, că mă gândeam la filozofie acum, când zice, l-a vorbit unul de l-a bârfit, a vorbit cuvinte groase despre Socrate. Nu-i răspuns, zice cineva, lui Socrate. Asta e, cum adică mă, scrie pe net tot felul de prostii despre tine și tu să nu-i răspunzi, spune, vorbește, dă telefoane stânga și dreapta. Nu-i răspuns. Și ce zice Socrate? Nu. Nu-i răspund. Pentru că ce zice el nu se potrivește cu mine. Să zică ce-o vrut. Mereu, drept la răspuns, drept la replică, drept la... Bă, dacă nu se potrivește cu tine, de ce ești obligat să-i dai cuiva
socoteală. Dacă nu se potrivește cu tine, dacă vorbește despre altcineva. Relații frățești corecte, dedicare totală vă trebuie la cina Domnului. 3. Dorința spre mai bine. Ascultați, versetul 17 spune, vă adunați, aici încă o dată vreau să-l citesc, da? Zice așa, vă adunați împreună ca să vă faceți, versetul 17, vă dau aceste învățături, dar nu vă lau pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Care e scopul venirii noastre în locul acesta? Să ne facem mai buni. Mai buni decât duminică. Mai buni decât ieri. Și ne adunăm de sarea ca să ne facem mai buni decât de dimineață. Pentru că el, creștinismul, el, urmarea lui Iisus Hristos trebuie să fie așa, corect? Mai buni. Că se poate, la fiecare dintre noi se poate mai bine și putem fi mai buni. Mai buni soți, mai buni părinți, mai buni păstori, mai buni slujitori, mai buni cântăreți, mai buni. Ne adunăm împreună ca să ne facem mai buni. Dorința de a crește în viața spirituală, pentru că spune Pavel, mă rog ca să creșteți în toate privințele. În toate privințele, adică să-ți dezvolți și capul, mă, și inima, sufletul, relațiile, mai buni, ajutorul, dragostea, pentru că toate darurile ne sunt nouă date sub formă de sămânță, trebuie să le creștem. Așa că nici un creștin nu poate să fie ca soarele lui Ezechia. Și ce s-a întâmplat cu soarele lui Ezechia? S-a dat înapoi cu 10 ore. N-aveți voie să vă dați înapoi ca soarele lui Ezechia. Dar n-aveți voie să fiți nici ca soarele lui Iosua. Că soarele lui Iosua ce a făcut? Nu s-a dat înapoi, dar a stat pe loc. Până i-a caftit pe dușmani. A rămas soarele acolo. Dar noi n-avem voie să fim nici ca soarele lui Ezechia, nici ca soarele lui Iosua. Noi trebuie să fim copiii lui Dumnezeu care să creștem în toate privințele, în toate. Stagnarea e moartea astăzi, fraților. Și din punct de vedere financiar, social, din punct de vedere înțelegerii lumii acestea, intelectual, cum vreți dumneavoastră, stagnarea înseamnă moarte. Noi nu vrem să creștem. Citeam într-o fabulă aseară că un palmier de 100 de ani stătea palmierul supărat într-o căldură, dintr-o dată vede că de luni se pornește un dovleac să se urce spre el. Și ajunge dovleacul și ajunge cu 20, cu două... Ce am auzit? Deci, unde a rămas? La dovleac. Se urcă vrejul încet, 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 încet și ajunge până la... Voi să aveți grijă cu spondiloza asta, mi se pare că a meu face gâtoșă. M-am spus să vă opriți telefoanele. Opriți-le acum, unde sunt? Opriți-le, cei de la ordine, duceți-vă că poate nu știe să lucreze. Se mai poate întâmpla, că și eu l-am uitat odată pornit. Odată. Și zice, vrei un vârf, zice că te palmier, câți ani ai? 100, zice palmierul. Eu zice, 100 și ai crescut atâta. Eu într-o săptămână deja sunt la nivelul tău. Știu, zice, că de 29 de ani văd niște tărtăcuțe ca tine în fiecare vară, care într-o săptămână ajung la nivelul meu și în cealaltă săptămână... Adică cred că aveți nevoie să înțelegeți, creșterea spirituală se face greu, dar e obligatorie. N-aveți voie să fiți dovleci. Într-o săptămână vă ridicați, dar cum v-ați ridicat, cum ați murit? Trebuie să fiți stejari. Trebuie să fiți oameni care să scrie la voi când veți muri pe cruce, ce spunea într-o zi despre una care a murit pe Everest. Au căutat-o cu poliția, au căutat-o cu armata, era o expediție de vreo 6 elvețieni. Știți ce au spus ultimii oameni care au văzut-o? Zice, nu știm
unde au plecat, unde au murit, nu ne dăm seama, dar ultima dată când am văzut-o, ne aducem aminte că urca. Nu știu când veți pleca de aici și vă va lovi o mașină, sau vă va lovi un atac de cord, sau vă vor lovi niște citostatice. Nu știu când veți avea probleme cu diabetul și într-o zi va crăpa zahărul în voi. Dar știu că trebuie să se spună despre voi sau de bătrânețe. La 99 de ani să muriți. Dar ceea ce trebuie să știm despre dumneavoastră e că atunci când ați plecat de aici, că ultima dată când v-am văzut, urcați! Să nu ne aducem aminte de dumneavoastră că stagnați ca soarele lui Iosua sau dădeați înapoi ca soarele lui Ezechia. Dom'le, mi-aduc aminte că ultima dată când l-am văzut era omul lui Dumnezeu. Urca, citea pe Biblie, se ruga, era aproape de Domnul. Cea mai frumoasă lucrare care ni se poate întâmpla, să urcăm. Avem nevoie de interes în numele Lui. Nu numai de dorința de mai bine, nu numai de dorința de a avea dedicare completă și părtășie unii cu alții, avem nevoie de interes în numele Lui. Spune versetul 24, versetul 25, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Vin în locul acesta, de ce? Pentru că vreau să vin împreună cu frații mei în numele Lui. Ne-am adunat în numele Lui. Am venit la biserică în numele Lui Iisus Hristos. Eu n-am treabă cu un cult, n-am treabă cu o religie, n-am treabă cu frații mei și care motivul pentru care ei vin la biserică. Eu vin la biserică în numele Lui Iisus Hristos pentru a înălța acest nume în vecii vecilor. În viața mea sau prin moartea mea, cum spune Sfântul Apostol Pavel mai departe. Dragilor, ne adunăm să-L celebrăm pe El, pentru că El e sărbătoritul, El e centru, pentru că are voie ca să fie în centrul nostru, să fie în mijlocul nostru, adoratul nostru, pentru că așa cum stă astăzi în mijlocul nostru, într-o zi a stat în mijlocul crucilor. De ce îl punem în centru? Pentru că a stat în centru crucilor. Pentru mine și pentru tine. Noi nu pomenim un sfânt oarecare, noi nu pomenim un domn oarecare, nu pomenim un om oarecare, pentru că noi nu contabilizăm de ce stăm lângă Dumnezeu. Observați că sunt oameni care vin la Hristos cu interes și oameni fără interes. Deosebire în Biblie. Zice la un moment dat, cei fără interes. Doamne, când am ajutat noi pe cineva? Când am zis noi aceste cuvinte? Când am mers în temniță? Când am făcut lucrurile acestea? Că nu ne mai aducem aminte. Omul care vine la Dumnezeu fără interes nu contabilizează niciodată. N-am niciun interes, Doamne, decât să te nasc pe tine. Nu mai aduc aminte dacă am ajutat pe cineva, nu mi-aduc aminte dacă am spus o vorbă bună. Am uitat tot ce am făcut bine, Doamne. Mi-aduc aminte doar că Tu ești și mi-aduc aminte că Tu ești Dumnezeul meu. Eu nu scriu, eu nu fac, nu mă uit tot, arunc caietele acestea, arunc și amintirile bune, nu numai pe cele rele. Pentru că nu vreau vreodată ca să ajung să spun ție, Doamne, ca ceilalți cu interes. N-am scos noi dragi. N-am ajutat noi. N-am clădit noi biserici. N-am titorit noi biserici. Păi oameni buni, opriți-vă. Că nu pentru noi le-ați făcut, pentru Domnul. Voi pe cine vreți să înălțați prin cântarea voastră, prin prorocia voastră, prin predica voastră? Pe cine? Nu ne adunăm noi în numele Domnului Iisus Hristos? Și ce suntem noi astăzi? Niște păcătoși! Mare Dumnezeu în mijlocul nostru! Are dreptul să stea în mijlocul nostru pentru că a stat în mijlocul crucilor. Noi, cel mai bun din noi de aici, tufiș cu spini, cea mai bună faptă, haină murdară, care am făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să închei spunându-vă că noi ne adunăm astăzi aici, la cină, pentru că trebuie să deosebim masa Domnului de mesele noastre. Să nu cumva să credeți aici că... Să nu cumva să credeți aici că e ceva obișnuit.
Eu, când am fost pe vremuri, tot spuneau, frață, sângele lui Iisus. Data trecută v-am spus la cină că tot m-am mirat chestia cu sângele lui Iisus Hristos, până am băut tot vinul de la biserica din, ca să văd ce e. Mi-am dat seama că e suc de struguri. De-aia nici prin cap nu mi-a trecut mie să mă amărăsc când am văzut-o pe mama că îi scotea sânge din venă. Am zis să mai pierd niște vin. Sunt momente în viață când ce crezi? Nu? Asta le putem înțelege noi, pentru că avem nevoie de o înțelegere spirituală a ce se întâmplă aici. Că zice, după masă, după cină, după ce-o mâncat, ori făcut lucrurile acestea, adică masa e masă, cine e cine? Domnul-i domn, pâine e pâine. Deosebiți masa aceasta de toate celelalte mese. Dacă e foame cuiva, zice Sfântul Apostol Pavel, ce să facă? Să mănânce acasă. Să nu vină aici și să bea tot vinul, să mănânce tot azima noastră. Că așa au rămas corinteni de multe ori fără cină, că vineau cie, mai ales dacă era vin fermentat. Hai mă că să dă vin la pocăiezii gratis, parcă și aud pe-n Corint ce era. Și vineau frații și dă-i apoi și în cinste fiecare sfânt. Dacă aveau 30 de sfânți, 30 de pahare. Iisus nu e aliment, e Domn. Am spus-o și de dimineață, nu mai încurcați lucrurile. Și-a dat bătălia noastră care? Frate, zice, cum e la voi azima? Să pune făină în ea, apă și unde lemn? Păi înseamnă că pentru tine Hristos e deja aliment. Dacă tu începi să faci compoziții, vinul cum e la voi? Din ăsta, din cealaltă, floare, nu știu mai, bă, oameni, pune, opriți-vă. Făcuta o văduvă cina. Păi da, măi. Oricum, mulți dintre noi ne simțim și la toată biserica câteodată tot văduvi. Putem să o facem toți. Nu v-ați simțit singuri vreodată, măcar în ultima săptămână, măcar un minut. Aveați dreptul să faceți cină. Noi ne gândim mai mult pocăiță la cei pe aici. Așteptăm ca să se întâmple ceva. Dar oameni buni, aici e ceva spiritual. Masa e masă de acasă, asta e masa Domnului. Cealaltă sunt mesele noastre. Masa noastră de acasă satură trupul, masa Domnului satură sufletul. Și să nu uitați un lucru. Când s-a întâlnit Îngerul Domnului cu Iosua, Iosua era îmbrăcat în costum militar. Știți ce a spus? Descalță-te. El s-a speriat, Iosua. Cum e că să mă descalț? E câmp de luptă aici. Zice, nu, până aici a fost câmpul de luptă. De aici pământul pe care calci. E pământ sfânt. Până nu veți înțelege sfințenia casei Domnului, până nu veți înțelege fiecare dintre dumneavoastră că locul acesta este un pământ sfânt, până nu veți înțelege că aici trebuie să veniți cu atitudine altfel, cu haine altfel, cu gândiri altfel, că nu puteți să mestecați la nesfârșit gumă înainte Dumnezeului celui viu, arătându-vă maxilarele. Că nu puteți să veniți în locul acesta și să râdeți și să vorbiți și să vă butonați celularele, telefoanele mobile nenorocite. Pentru că locul acesta este un pământ sfânt. Pentru că în locul acesta Dumnezeu vindecă, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu lucrează. Și eu nu vreau ca Duhul lui Dumnezeu să plece din locul acesta cu o atitudine plictisită a dumneavoastră. Așa că eu spus Dumnezeului Iosua, descalță-te, că ai depășit teritoriul. Pe pământul tău stai încălțat cum vrei tu, dar pe pământul meu stai cum vreau eu, zice Dumnezeu. Zice Dumnezeu, îs banii mei toți, dar eu îi numesc 90% ai tăi și 10% ai mei. Și atunci ce pot eu să fac cu ei 10% Domnului? Cu ei nu faci nimic, zice Domnul, că ești a mei. Nu-mi întreb tu ce faci cu ei. Tu întreb ce faci cu tăi. Cu ai mei nu întreabă nimeni ce fac. Locul ăsta e sfânt, acasă ai un loc sfânt care îl poți folosi în bucătărie, în care pui genunchiul câteodată și ai un loc sfânt din când în când.
Dar diferența între biserică și casa ta este faptul că aici ar trebui să domnească numai neprihănirea. Că la tine acasă poți să faci și mâncare de asta la altă și mâncare spirituală. Unde te-ai rugat, vine copilul cu casetofonul și dă drumul la manele. Deci locul tău e locul tău. Aici e locul lui Dumnezeu. Și să nu uitați ce a făcut Hristos pentru voi. Haideți să ne pregătim de cântare și de rugăciune. E 11:30, Dumnezeu să fie slăvit că m-am încadrat. Știți cine e prezent în locul acesta? Iisus. Dacă ați simțit cu adevărat prezența Lui, v-ar apuca frigul. Nimeni n-ar mai da ca pinguine. Vreau să puteți pricepe în dimineața aceasta un lucru simplu de la mine, că Dumnezeu vă iubește pe toți. Haideți să ne ridicăm și să nu uitați că Iisus Hristos a murit pentru dumneavoastră. Dacă dumneavoastră aveți probleme cu statul în biserică 2:30, să nu uitați că El a stat în cuie pentru voi 6 ore. 6 ore. Dacă vi sete, să nu uitați că El a îndurat setea. Dacă vi foame, să nu uitați că a îndurat-o înainte dumneavoastră. Dacă aveți probleme cu cineva care nu vă mai iubește, de la El s-au depărtat cu toții. Aici, Iisus Hristos e Domnul. Are dreptul și a câștigat meritul să stea în mijlocul nostru, pentru că a stat în mijlocul crucilor. Am citit-o într-o povestire persană, cum că un om a făcut nu știu ce lucru rău și a început să fugărească oamenii din tot cetate și a ajuns la prințul cetății, care stătea la umbra unui pom împreună cu suita lui. Și a spus: prințe, scapă-mă că vor să mă omoare niște oameni. La care prințul a luat o piersecă, avea o piersecă, și a rupt-o, care mânca și a dat la ăsta jumătate. A băgat-o pe gură rapid și a mâncat-o. Și au venit oamenii și au spus: prințe, ce ai făcut? De ce ai dat din bucata aia de persecă să o mănânce pe gură? Pentru că tu știi legea noastră, că cine stă cu tine la masă, e iertat. Ăsta ți-o omoră pruncul azi dimineață. La care stăpânul a zis, netulburat: a mâncat cu mine la masă, să fie liber dacă asta e legea. Tu ești omorător de Dumnezeu și eu sunt omorător de Dumnezeu. Că nu-i singur Iuda, e vinovat de sângele nici mare preoți, nici Pilat, ci eu și tu. Suntem omorători de Dumnezeu că cel puțin odată săptămâna asta l-am omorât. Că fiecare păcat lovește în Dumnezeu pe care îl fac. Normal ar trebui ca Dumnezeu să vină cu un fulger mare acum din ăla globular, să-l învârtă în biserica asta și să murim cu toți. Asta ar fi drept. Să nu rămână de noi numai telefoanele mobile. Dar Dumnezeu e mare și știți ce a făcut cu noi astăzi? L-a trimis pe Iisus Hristos să mănânce cu noi la masă. Iisus Hristos mănâncă cu noi la masă astăzi și mânia lui Dumnezeu nu mai va mai zbura peste noi, nu ne va mai lovi, pentru că a mâncat cu Fiul la masă. Și după legea cerului, cine mănâncă cu Fiul la masă, trăiește. Trăiește. Înainte de a ne ruga cu toții, haideți să cântăm o cântare. Avem timp să ne reamintim mereu de ce a făcut Domnul nostru Iisus Hristos pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Ca apoi să ne rugăm, ca apoi să chemăm numele Lui peste noi, peste fiecare. Iubirea Lui, pacea Lui în inimile noastre. Să nu uitați asta. Sfânt e Domnul.
E sfânt, 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 sfânt. Heruvimii și serafimii zboară în jurul tronului de domnie. Bătrânii cei 24 de bătrâni și-au aruncat cununile înaintea lui și strigă: Sfânt e Domnul, Jehova atotputernic, glorios, măreț, viu, cel din tâi și cel de pe urmă, Alfa și Omega, Jehova Ire, Jehova Rafa, Jehova Tzikernu, Dumnezeu. În fața sfințeniei Lui stăm cutremurați în dimineața aceasta și închidem ochii de carne ca să putem deschide ochii de Duh. Și dacă este cineva în această dimineață care vrea să-și predea netrebnica ei viață înaintea Lui Dumnezeu, care o poate ierta și poate să facă un om nou din el, cu noi apucături, cu nouă viață, cu noi priorități. Dacă este cineva în dimineața aceasta care crede că sângele lui Iisus Hristos îi poate ierta toate păcatele care le-a făcut, cu voie sau fără voie, cu gând, cu vorbă și cu faptă, dacă este cineva în dimineața aceasta care vrea să facă pace cu cerul după ani de zile de luptă împotriva lui Dumnezeu, poate să vină pe genunchi aici în dimineața asta într-un minut. Înainte de cină, facem chemarea la altar pentru acel om care vrea în această dimineață să spună: Iisus Hristos, începând de astăzi, este Domnul vieții mele. Un minut ai la dispoziție. Stăm cu ochii închiși și ne rugăm. Dacă este cineva care vrea să-i spună lui Dumnezeu: eu sunt un păcătos, eu sunt o păcătoasă, m-am jucat de creștinismul, mi-am pierdut timpul, viața și ani, vii și te pui pe genunchi și ne rugăm pentru tine, că s-ar putea să fie ultima dată când te mai întâlnești. Cu răbdarea lui Dumnezeu, cu bunătatea Lui, Dumnezeu vrea să spună în dimineața aceasta care suflete pe care vrea să le mântuiască, suflete pe care vrea să le primească. Puneți-vă pe genunchi aici în față. Mai sunt 30 de secunde. Vino și pune-te lângă ea. E vorba de sufletul tău. Aici e vorba de sufletul tău, de mântuirea ta. Fiecare cu sufletul lui. Mai sunt 20 de secunde până începem rugăciunea. Vino și pune-te pe genunchi și tu, așa, Dumnezeu să te binecuvinteze. Rog încă un frate pastor să se ducă să se roage. Mai este cineva, au mai rămas vreo 10 secunde.
Nu mie îmi faci un bine, ție îți faci un bine. Se roagă oameni pentru tine, se roagă, s-au rugat bunicii, părinții, prietenii pentru tine. Spune lui Dumnezeu, Doamne, iartă și mie păcatele, vină și pune-te pe genunchi așa și tu. Nu mie îmi faci un bine, ție îți faci un bine, mântuirea sufletului. Încă un frate păstor aici să se roage pentru el. Încă 10 secunde. Hai că te miști greu. Atâtea păcate ai că te țin legat de picioare. Și tu pune-te pe genunchi așa. Pune-te pe genunchi. Să nu te aducă Dumnezeu într-o zi pe sus la judecată. Continuați să vă rugați. Spune lui Dumnezeu, pune-te pe genunchi și tu. Dumnezeul nostru e mare, atotputernic. Continuați să vă rugați. Mai este în dimineața asta vreun suflet, un om, un bărbat, o femeie ce vrea să-și pună viața la crucea Mântuitorului? Pune-te și tu pe genunchi. Dumnezeu e bun cu tine. Aleluia! Trăiască Domnul! Mântuitorul! Mântuitorul! Continuați să vă rugați. Iisus Hristos este Domnul. Înainte de a ne bucura de cina Domnului, mai stăm înaintea lui Dumnezeu pentru tine și mijlocim pentru tine. Ca Iisus Hristos să mijlocească înaintea Tatălui și să-ți mai dea un timp de pocăință. Tată Ceresc, mulțumim pentru dimineața aceasta. Mulțumim că Tu lucrezi. Mulțumim că tot duci biruință. Mântuiește pe cei ce au venit și s-au pus pe genunchi înaintea Ta. Iartă-le păcatele, toate păcatele. Umple cu Duhul Tău cel Sfânt, umple cu prezența Ta, cu puterea Ta și cu pacea Ta. Binecuvintează-le familie, binecuvintează-le, Doamne, hotărârea de astăzi. Umple cu pacea și cu harul Tău. În numele Tău se vor ridica de pe genunchi iertați. În numele Tău se vor ridica de pe genunchi mântuiți. Iisus e mare, Iisus e viu, Mântuitorul nostru trăiește, a înviat în vecii vecilor. Vă ridicați în picioare și vă duceți la locurile voastre în numele lui Iisus Hristos. Toată biserica se roagă și te rog, Tată, binecuvintează pâinea de pe masă și fă-o să capete valoarea trupului Tău. Binecuvintează vinul de pe masă și fă să capete valoarea sângelui Tău și cei ce mănâncă împreună cu tine la masă și cei, Doamne Dumnezeu, ce se vor bucura cu tine la masă astăzi să fie izbăviți și împuterniciți și umpluți cu Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvintează și pe cei ce nu se vor împărtăși. Toată biserica se roagă acum în timp ce păstorii frâng pâinea. Ne rugăm Domnului și mulțumim pentru ziua aceasta. Îi mulțumim pentru sărbătoarea aceasta. Îi mulțumim pentru pâine și pentru vin. Duhule Sfânt, te transformă prin Duhul Tău, prin puterea Ta. Pâinea și vinul acesta să fie trup, să fie sânge. În numele lui Iisus, amin. Ne rugăm Domnului.